Modificare importantă în 2021 este acceptarea în variație liberă a grafiilor așază și așează, față de ediția precedentă, 2005, unde era admisă doar varianta așază. Aceeași este situația și în cazul verbului înșela. Sunt acceptate în variație liberă înșală și înșală, față de înșală în ediția precedentă. Multe se schimbă și în dicționare. Asta e, trebuie să acceptăm. E clar că. La un moment dat trebuie să alegi între forme de genul cheltuie, cheltuiește. E clar că uneori vor fi alese formele mai scurte, adică cheltuie în loc de cheltuiește, deși până acum erau ambele corecte. Nu știu. Probabil că da, va trebui să operăm în mintea noastră și aceste schimbări, pentru că altfel rămânem vorbitori ai unei limbi de acum 3-4 decenii. Până la urmă, limba se schimbă și ea odată cu noi. O gălăgie de bani este o expresie cu care nu cred că m-am întâlnit așa din copilărie, deși pare foarte populară, nu pare expresie pe care ar fi folosit-o și bunica. Nu, nu cred că o folosea bunica mea. Dar e foarte folosită pentru a denumi o sumă de bani într-un fel indecent de mare, care nu se justifică. Dai o gălăgie de bani, dai și mult și nici nu face. Cam asta ar fi ideea de unde gălăgie, nu știu, unii spun că ar fi vorba de zorneitul banilor se poate, dar ar fi prea simplu, deși transferul de la sens propriu, la sens figurat nu, nu e imposibil e clar însă că cuiva i-a sunat strident ceva, sau gălăgie de bani dar e, e, e strident să dai atâția bani e, e scandalos să dai atâția bani pe ceva e, scandalul poate te ducă și cu gândul la gălăgie. Trebuie este singura formă corectă, până la noi ordine, nu știu ce să zic. Trebuie este el însuși un, uh, un verb cu probleme. Imperativ și impetuos, trebuie e un verb important, a cărui popularitate îl predispune și pe el, bineînțeles, greșelii celei omenești. Pentru că e un verb care se încăpățânează să iasă din... Uh, din sfera verbelor regulate. Asta în ciuda faptului că dicționarele sunt tranșante și ne indică forma trebuie, ca singura care ne trebuie. Adică eu trebuie, tu trebuie, el trebuie, nici de cum tu trebuiești, el trebuiește, dar mai ales sub nicio formă ei trebuiesc. În general, cuvintele care au probleme în flexiune nu sunt regulate, produc și astfel de greșeli. De ce? Pentru că noi, vorbitorii, vrem să avem o rețetă. Vrem să vorbim nu să știm clar că trebuie să spunem așa în situația asta și invers în situația cealaltă. Trebuie să cu toate acestea o rivală de temut a formei corecte trebuie. O dovedește până și faptul că apare ca variantă e drept nerecomandată, a lui trebuie chiar și prin dicționare. Ei bine, verbele acestea neregulate ies din linie, ca să spun așa. Sunt mai obraznice. Trebuie și trebuie scapar la braț ca surate gureșe ale limbajului colocvial de evitat așadar, măcar în scris. Acum, trebuie e trebuie. La indicativ prezent e trebuie. Asta e, Asta e forma, e singura corectă. Trebuie, trebuiește, da, sunt forme colocviale, poate tolerabile deja, nu știu ce să spun, dar nu, nu sunt corecte. Iar că la conjunctiv prezent este corect să spunem să trebuiască, nu este niciun argument pentru apărătorii lui trebuiesc. Este pur și simplu altă formă a unui verb căruia nu-i dovedim importanța inventându-i forme. Eu aș zice că ar trebui să fie în continuare intolerabil, deși e tolerată de mulți și această greșeluță. Disparția acelei forme minuscule, nu a pronumelui, dau lui Ion o veste. Nu, îi dau lui Ion o veste. Aici e o construcție foarte, să spun, e, e o construcție, e, e gramaticalizată acolo. Nu, nu putem să intervenim într-o structură care are totuși rolul ei în limba română. Adică e o structură tare, nu mi se pare o structură care să permită fisuri din acestea de toleranță. Se pare o structură tare în continuare și aș păstra-o ca tare. Nu știu, dar de tolerat tolerăm multe deja. Mult prea multe câteodată. În ceea ce privește limba română.